vențitor, vențitor, într-un loc sunt tricolor. Îți aducem vențitor, vențitor, într-un loc sunt tricolor. Unirea a fost o premisă esențială pentru păcilirea independenței naționale. Prin tot ceea ce a însemnat pentru poporul român, i-a avut un larg răsunet în întreaga Europa. Urmând pildele înaintașilor noștri care au pus bazele României moderne, să dovedim acum și în viitor că drumul României este spre democrație, dezvoltare și încadrare în principiile europene, în spiritul unei unificări la nivel european. Ceremonia pentru sărbătorirea Unirii a avut loc la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, personalitate istorică de care se leagă actul unirii celor două principate, Moldova și Țara Românească, în 1859. După rememorarea evenimentelor prin care s-a înfăptuit Unirea, rând pe rând au depus coroane de flori reprezentanții prefecturii, ai Consiliului Județean, ai Armatei, Primăriei, Poliției, ai Asociației Cultul Eroilor și ai formațiunilor politice. La sărbătoarea Unirii a venit însuși domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care a stat alături de oamenii politici ai vremurilor noastre, fără a le da vreun sfat despre cum să scoată țara din criză. A privit doar și apoi s-a prins alături de ceilalți în Hora Unirii.